ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Curtea de apel va decide astăzi dacă CEC trebuie să-și revizuiască decizia privind numărul de secții de votare pentru diasporă. Singur, de pe un ecran, Ilan Șor și-a lansat astăzi partidul în campanie electorală, iar formațiunea condusă de fostul primar interimar al Capitalei s-a lansat în format online. Încă un lot de peste 100.000 de doze de AstraZeneca donat de România va ajunge astăzi la Chișinău. Curtea de apel urmează să decidă dacă CEC trebuie să-și revizuiască decizia privind numărul secțiilor de votare deschise în afara țării. Colega noastră, Francesca Gândea, urmărește ședința și vine cu detalii. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Bună ziua tuturor! Ședința a început astăzi la ora 10, însă deocamdată nu a fost anunțată vreo decizie. Pe masa magistraților au ajuns contestații din partea mai multor partide, de la PAS, Platforma DA, PUN, Blocul Electoral Renato Usatăi, dar astăzi o contestație a depus și Partidul Pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc. Reprezentanții formațiunilor sunt nemulțumiți că CEC a decis să deschidă 139 de secții de votare în străinătate, iar ulterior au suplinit numărul birourilor cu încă 7. Curtea de apel urma ieri să ia o decizie în acest sens, însă ședința a fost amânată din cauza că au fost aduse mai multe cereri de recuzare pentru schimbarea completului de judecători, care au fost ulterior respinse. Deocamdată acestea sunt informațiile. Cu detalii revenim în jurnalele următoare. Valeria? Francesca, mulțumesc. CEC nu mai poate deschide mai multe secții peste hotare pentru că guvernul nu a oferit suficienți bani pentru asta, susține președintele CEC. Dorin Cimil afirmă că până acum executivul a transferat instituției electorale doar 70 de milioane de lei pentru organizarea scrutinului. Premierul și reprezentanții executivului nu ne-au răspuns astăzi la apeluri. Ceea ce anunță guvernul și în anumite emisiuni și ceea ce transmite CEC-ului ca și hotărâri de guvern, unde avem doar hotărâri pentru 70 de milioane de lei, sunt lucruri diferite. Urmează să fim corecți voi însăși cu noi și spunem la bază nu promisiunile publice și declarațiile publice care sunt în spațiu, dar acte elaborate și acte care urmează a fi executate. Dorin Cimil recunoaște că decizia de a deschide doar 146 de secții peste hotare nu este cea mai bună, dar spune că așteaptă să se pronunțe instanța de judecată. Proiectul meu, care a fost de 162 de secții de votare, a fost și o argumentare conform prevederilor codului electoral. Acest proiect nu a fost susținut din anumite motive. Expertul UACDOC Valeriu Pașa susține că membrii CEC ar fi fost influențați politic la luarea deciziei privind numărul secțiilor de votare în străinătate. Cu bună știință s-a făcut o decizie care să diminueze numărul de voturi care pot fi exprimate de către concetățenii noștri care locuiesc peste hotare. Lumea paralelă e o problemă, da? Exact asta se întâmplă. Au luat o decizie vădit abuzivă și conform multora ilegală ca să ridice șansele de a câștiga alegerile pentru blocul comuniștilor și socialiștilor. Dorin Cimil a evitat aseară să comenteze aceste declarații. În măsură CEC-ul, membrii CEC sunt independenți în luarea deciziilor. Votul de independență s-a văzut în mare măsură ținând cont de votarea proiectelor principale, printre care a fost și votul pentru secții de votare în străinătate. În cazul în care vom vedea din nou mii de oameni care stau la cozi ore întregi, în miezul verii, la plus 35 de grade, nu reușesc să voteze, fie pentru că s-au închis secțiile de votare, fie pentru că nu sunt buletine, gata, s-au terminat buletinele. Asta am mai văzut și anul trecut la alegeri. Cine va răspunde pentru încălcarea acestui drept al cetățeanului? Răspunderea o vor purta de rând cu CEC-ul, parlamentarii și guvernul. Din motiv că s-au așteptat legi de modificare a cadrului normativ, care urma să introducă metode alternative de vot. Sâmbătă, Comisia Electorală Centrală a decis să deschidă 139 de secții de votare peste hotare, ca și la scrutinul prezidențial de anul trecut. Decizia a nemulțumit mai multe partide, majoritatea de dreapta, care au organizat proteste la CEC. Pe fundalul manifestațiilor, autoritatea electorală și-a revizuit decizia și a mărit numărul secțiilor cu 7, în total fiind 146.
Secțiile de votare deschise în localități din stânga Nistrului, necontrolate de Chișinău și unde nu pot ajunge observatori străini, ar însemna fraudarea rezultatelor. Asta au declarat aseară președintele CEC și fostul președinte al Curții Constituționale. Între timp, socialiștii acuză PAS că se pregătește să blocheze votul cetățenilor din regiunea transnistreană. PAS susține că declarațiile sunt minciuni. Sunt necesare cele două secții, cele trei secții sau nu? În situația în care nu putem asigura ordinea publică și sunt riscuri iminente, părerea mea este că nu sunt necesare. Dorin Cimil susține că acum se discută problema accesului observatorilor și concurenților electorale în localitățile din stânga Nistrului. Sunt și discuții la nivel de Comisia Unificată de Control, iar expertul în drept constituțional și ex-președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că în regiunea transnistreană nu trebuie să fie organizate alegeri cât timp autoritățile de la Chișinău nu controlează acest teritoriu. Eu cred că nu ar trebui deschisă nicio secție de votare pentru Transnistria atâta timp cât nu va fi asigurat accesul tuturor competitorilor pe teritoriile ocupate, atâta timp cât nu vor fi prezenți observatori în zonele în care are loc procesul electoral. Între timp, socialistul Vitalii Eftodiev, ales în circumscripția 48 din regiunea transnistreană, a declarat astăzi că PAS ar pregăti grupuri de oameni care în ziua scrutinului să blocheze procesul de vot din stânga Nistrului. Sunt deja pregătite grupuri de persoane agresive de către Partidul Acțiune și Solidaritate, care în schimbul unor promisiuni precunearea vor încerca să blocheze accesul cetățenilor Republicii Moldova din estul țării la scrutinul din 11 iulie. Reprezentanții PAS ne-au spus că nu comentează declarațiile pe care le-au calificat drept minciuni. Ieri, Curtea de Apel a respins contestația depusă de platforma DA privind secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, inclusiv trei deschise la Tighina și Corjova. Formațiunea a declarat că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție. Totodată, CEC urma ieri să-și revizuiască hotărârea privind deschiderea a 44 de secții de votare în stânga Nistrului, dar subiectul a fost amânat pentru o ședință ulterioară. Anterior, SIS a avertizat că amenajarea unor secții în teritorii care nu sunt controlate de Chișinău ar crea circumstanțe pentru fraudarea alegerilor. Limba străină a fost o grea încercare pentru unii absolvenți de liceu care astăzi au scris bacalaureatul la această disciplină. My name is Valeriu. I'm 19 years and I study at Dirijor. Alții însă au fost relaxați și după examen au organizat o petrecere. Revenim cu detalii imediat. Un flash mob electoral a fost organizat astăzi de tinerii PAS în fața penitenciarului 13 din capitală. Aceștia au adus un panou cu fotografiile unor judecători și politicieni, spunând că locul lor este la pușcărie. Noi vrem să vedem pe hoți la pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Cu pancarte în mâini și un panou imens cu pozele mai multor politicieni care au deținut sau dețin funcții publice, dar și judecători acuzați că ar fi luat anumite decizii controversate, câțiva tineri de la PAS au organizat un flash mob în fața penitenciarului numărul 13 din Chișinău. Justiția și statul de drept formează fundamentul unei societăți sănătoase și a unei democrații veritabile. Din păcate, ce vedem noi este că pe unele dosare de rezonanță lucrurile merg altfel și corupția este tot mai prezentă în Republica Moldova. Prin această manifestație, tinerii susțin că au vrut să transmită care sunt prioritățile PAS în domeniul justiției. Republica Moldova trebuie să reformeze sistemul de instituții care să lupte împotriva corupției, trebuie să facă așa încât să avem o justiție dreaptă, o justiție corectă, cu instituții funcționale, care să sancționeze pe toți cei care încalcă legea și bagă mâna în buzunarul statului. Cei de la PAS își propun să modifice Constituția și legislația astfel încât să se poată confisca averile celor care au lucrat la stat și și-au făcut averi de milioane, dar și pentru excluderea imunității parlamentare. Nimeni dintre persoanele vizate astăzi de PAS nu a reacționat deocamdată. Dat în căutare internațională pentru fraude de proporții la BEM, Ilanșor a apărut astăzi pe un ecran ca să-și lanseze partidul în campanie. A făcut-o fără alți membri ai formațiunii și a declarat că partidul Șor participă la alegeri ca să obțină funcția de prim-ministru. Cine va fi candidatul și dacă va reveni în țară, Ilanșor a refuzat să spună.
au fost stinse luminile la sediul partidului Șor, iar de pe un ecran LED a apărut liderul formațiunii și a început discursul cu un șir de promisiuni. Начало строительства государственных фабрик, заводов и предприятий в каждом районе страны. Мне хватит полгода для того, чтобы доказать, что экономическая модель, которую я предлагаю Молдове, единственная способная дать реальных денег в бюджет. Fiind singur la evenimentul de lansare, Șor a declarat că ceilalți colegi lipsesc pentru că au deplasări în teren. Condamnat de prima instanță pentru fraude la BEM, Ilan Șor își vrea membrii partidului așezați pe fotoliile de la guvern. Partia Șor идет на выборы не для того, чтобы поучаствовать в выборах и получить депутатские мандаты. Мне они не нужны, нашим коллегам тоже они особо не нужны. Партия Шор идет на выборы для того, чтобы выиграть, для того, чтобы получить пост премьер-министра республики. Întrebat de журналисты, unde este și când se va întoarce în țară, Шор a evitat să răspundă clar. Очень скоро вы меня увидите в публичном пространстве. Ilan Șor a fugit din țară acum 2 ani odată cu Vlad Plahotniuc în vara în care PD a plecat de la guvernare. Liderul partidului Șor a fost dat în căutare internațională, iar potrivit ultimelor informații, acesta s-ar afla în Israel, țara care nu își extradează cetățenii. Iar partidul condus de fostul primar interimar al capitalei s-a lansat în campanie în format online. Membrii formațiunii s-au prezentat drept elevi, iar programul electoral a fost tema pentru acasă. Candidații partidului au apărut din birouri, de la volanul mașinii sau din bucătăria casei. Au fost și momente neprevăzute. Dacă n-ar fi microfoanele conectate, cred că toți ar chiui. Liderul partidului Puterea Oamenilor a anunțat că la lansarea virtuală toți membrii vor fi elevi, iar presa va avea rolul profesorilor. Lângă voi a fost elevul Ruslan Codreanu și acum, cu permisiunea dumneavoastră, îi ofer cuvântul elevului Mihai Stratulat, cel mai bun pediatru. Prin această acțiune, Ruslan Codreanu spune că a vrut să demonstreze cum a fost acest an școlar pentru elevi care au învățat de la distanță și în cadrul lansării au fost toate elementele unei ore online. Unii au început lecția din bucătărie, iar alții de la volanul mașinii. Natalitatea copiilor a crescut cu 12.000. Au fost și probleme la conexiunea la internet. Ar fi scopul meu. Da, m-auziți? Apoi au curs promisiunile. Noi vom investi în educație, în sănătate, în mediu, în justiție, din perspectiva părinților și a copiilor. Noi nu vom uita cu siguranță nici de agricultori. Noi ne dorim o clasă de mijloc în agricultură. Iar candidatul la funcția de deputat pe listele PPO, fostul democrat Mihai Stratulat, a spus că și sistemul medical are nevoie de resuscitare, făcând o analogie cu un pacient bolnav. Din păcate, de 30 de ani tot tratându-se, a ajuns aproape în comă și dacă noi în scurt timp nu o să încercăm totuși să reanimăm acest pacient, riscăm ca pacientul să moară. Partidul Puterea Oamenilor are o listă de 57 de candidați. Partidul Schimbării, formațiune înființată de curând, condusă de expertul în politici publice, Ștefan Gligor, a depus actele la CEC pentru a fi înregistrat în cursa electorală. Comisia are la dispoziție 7 zile pentru a decide dacă înregistrează sau nu partidul. În așteptarea unei hotărâri mai sunt două formațiuni, Partidul Regiunilor din Moldova și Partidul Patrioții Moldovei. Astăzi este ultima zi în care partidele mai pot depune dosarele. Până acum au fost înregistrate 15 partide și 2 blocuri electorale. Frământări de limba astăzi la bacalaureat. Absolvenții au susținut proba la engleză sau franceză. Pentru cei care au învățat sârguincios a fost floare la ureche. În schimb, cei care au chiulit de la lecții au dat de greu. Potrivit Ministerului Educației, peste 1000 de elevi au fost scutiți de acest examen și au 10 din oficiu. Exact așa, cu speranța că au scris bine examenul la franceză sau engleză, au ieșit și ceilalți candidați. Deși spun că au învățat, de emoții, probabil unii cu greu au putut să se prezintă într-o limbă străină. Cum am întâlnit? Bună pe el, Maxim. My name is Valeriu. I'm 19 years and I study at dirijorul. Mare bătaie de cap le-a dat gramatica. Ce n-ai știut să conjugi? Practic tot. Încerci acum să ne conjugi un bine? Avoarul. Lăsați-mă, nu trebuie. Hai bine, nu. Daniel ne-a spus că testul la engleză a fost ușor, chiar dacă imediat ce l-a scris a uitat unele subiecte. Ce sinonim? Da, nu le mai să minți, da. La ESEU, de ce? ESEU a fost
Deci pe dâns l-am uitat. Ceva în engleză, mai comun. Dar pentru și ei, s-a obosit. Obosiți au fost, se pare, și alți absolvenți, care spun că după examen vor sărbători. Dacă nu le dau, le dau la... După examen, ce faci? Nu vă spun. Faci o petrecere? Da, și fac gen. Cu cine? Câteva pasare. În sat. Am auzit din naștere. Și acolo o să dai și petreceri pentru... Da. Sabina speră că va lua o notă mare, așa cum a învățat sârguincios în toți acești ani. Hello, my name is Sabrina. I am 18 years old and I got my high exam. Și la acest examen, elevii au purtat măștile de protecție, iar în sălile de clasă au păstrat distanța între ei. Conform acestor liste afișate aici, elevii au fost repartizați în sălile de clasă unde au susținut examenul de bacalaureat la limba străină. Astfel, în auditoriile mai mici au fost câte 14 și 18 elevi, în sălile mai mari chiar și 34. Potrivit Ministerului Educației, peste 1300 de elevi au fost scutiți de examenul la limba străină și au luat 10 din oficiu pentru că au obținut locuri de frunte la olimpiadă sau au susținut un examen internațional. Bacalaureatul va continua săptămâna viitoare cu disciplina de profil. În acest an au fost înscriși peste 16.000 de candidați. Și în timp ce absolvenții de liceu trăiesc emoțiile examenelor, cei de la medicină au depus astăzi jurământul lui Hipocrate. Ceremonia s-a dat pe stadionul Zimbru din capitală. Cum a fost, vedeți imediat la știri. 100.000 de doze de AstraZeneca vor ajunge astăzi în Moldova. Lotul este donat de guvernul de la București. Două camioane ale IGSU România vor transporta preparatele până la Vama Leușeni. Ulterior, ceremonia de înmânare a ajutorului umanitar se va desfășura la sediul ANSP în jurul orei 19, unde va participa ambasadorul României la Chișinău. Până acum, Moldova a primit gratuit peste 300.000 de doze de vaccin AstraZeneca din partea Bucureștiului. Liderii țărilor bogate din G7 se angajează să distribuie 1 miliard de doze de vaccinuri anticovid-19 țărilor sărace pentru a pune capăt pandemiei în 2022. Decizia urmează să fie luată astăzi la summitul G7, care începe în Marea Britanie. Statele Unite vor dona 500 de milioane de vaccinuri Pfizer, a anunțat Joe Biden după întâlnirea cu premierul britanic. Președintele american și premierul britanic s-au întâlnit aseară în Cornwall cu o zi înaintea summitului G7. S-au plimbat pe malul mării alături de soții, despre care au vorbit în termeni elogioși. De altfel, este primul eveniment major la care participă Kerry, proaspăta soție a prim-ministrului britanic. Apoi, cei doi s-au retras pentru discuții nu înainte de a participa la o ședință foto. Discuția a continuat într-o atmosferă relaxată. We both married way above our station. I'm not going to dissent from that one. I'm not going to disagree with the president that, or indeed on anything else. Înaintea summitului G7, cei doi au semnat un document în amintirea Cartei Atlanticului, document parafat în urmă cu 80 de ani de premierul britanic Churchill și de președintele american Roosevelt. La finalul discuțiilor, președintele Joe Biden a vorbit despre necesitatea ca statele bogate să ofere doze de vaccin anticovid țărilor sărace pentru a pune capăt pandemiei. The United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer vaccine that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries. These 500 million vaccines will start to be shipped in August. As quickly as they roll off the manufacturing line. La scurt timp după anunțul președintelui Biden, premierul britanic a anunțat că și regatul va dona 100 de milioane de vaccinuri anticovid. Acestea vor fi distribuite prin programul COVAX. Summitul G7 începe astăzi în orășelul Carby Bay din Cornwall. Liderii lumii vor discuta despre securitatea cibernetică, criza climatică și despre cea sanitară generată de pandemia COVID-19. Această întâlnire între aliați apropiați marchează începutul unui turneu european intens pentru Joe Biden, pe care îl va încheia pe 16 iunie cu o întâlnire la Geneva cu omologul său rus, Vladimir Putin.
Bărbatul care l-a pălmuit pe Emmanuel Macron și care ieri a fost condamnat la 18 luni de închisoare spune că l-ar fi provocat și la duel pe președintele francez. El a mai menționat că, înainte de vizita lui Macron în orașul său, s-a gândit să-i arunce un ou în față sau o tartă cu cremă. Damien Tarel, care a recunoscut că l-a pălmuit pe Macron, a declarat în fața tribunalului că este un simpatizant al extremei drepte și că a acționat pentru că Macron întruchipează decăderea Franței. Asta a spus împreună cu prietenii săi și la un post local și înainte de incident. Il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on peut pas dire malheureusement. Par exemple, le déclin de la France. Vous pensez que la France est en déclin? Oh, totalement. Pourquoi? Parce qu'on a un cher président qui dit qu'on n'a pas de culture. Președintele a descris atacul drept un incident izolat și a afirmat că violența și ura sunt o amenințare pentru democrație. Il ne faut rien accepter des débordements à l'égard de celles et ceux qui représentent une autorité publique. Mais je ne veux pas, en quelque sorte, exagérer la portée de cet acte. Procurorul de caz a declarat că Damien Tarel nu este un membru al vreunui grup politic sau militant. Bărbatul i-a dat o palmă președintelui Macron în cursul unei vizite întreprinse de acesta în regiunea sud-estică Drôme. Tarel a fost acuzat de ultraj. Pedeapsa maximă pentru această infracțiune în Franța este de 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă. Justiția franceză l-a condamnat ieri la 18 luni de pușcărie, dintre care 4 cu executare și 14 cu suspendare. Reparăm, apoi reabilităm. Pe strada Albișoara se intervine din nou la jumătate de an de când s-au încheiat lucrările. Mai multă porțiune a fost frezată acum câteva zile, dar asfalt încă nu a fost turnat. Ion Ceban, care declara anterior că strada va fi reparată calitativ, spune că primăria nu va achita nimic pentru remedierea fisurilor. La doar jumătate de an de când a fost turnat asfalt pe strada Albișoara, pe această porțiune au loc noi lucrări de reabilitare. După cum vedem, asfaltul a fost frezat și lăsat deocamdată așa. Niciun muncitor nu am găsit astăzi în preajmă, așa că din câte se pare, lucrările vor mai dura. Strada a fost frezată pe bucăți, acolo unde au apărut gropi. Astfel, pe 3000 de metri pătrați de drum va fi turnat asfalt nou. Înțelegem că asta a fost reparat deja? Nu e foarte bine, da. Банки отсует, курат. Это их несогласованность одних с другими. Сколько времени прошло? Да. И уже вон, вы видите, аж куда? Фрезеруют. Зачем? Потому что плохо делают. Asfaltul va fi turnat atunci când va permite timpul, spun autoritățile locale. Responsabilii companiei care s-au ocupat de lucrări nu ne-au răspuns la telefon pentru a explica de ce au apărut aceste probleme. Într-o postare pe Facebook, Ion Ceban, care spunea anterior că strada va fi reparată calitativ, a scris că primăria nu va suporta cheltuieli pentru aceste noi lucrări. În pragul campaniei electorale pentru prezidențiale, Ceban s-a lăudat că începe reparația străzii Albișoara, care a fost dată în exploatare cu o întârziere de 2 luni. Pentru proiect s-au cheltuit circa 120 de milioane de lei, bani alocați de guvern și de primărie. Absolvenții de la medicină străini și moldoveni au depus astăzi jurământul lui Hipocrate. Fiind vaccinați, tinerii au dat frâul liber îmbrățișărilor. Pentru prima dată, evenimentul a avut loc pe stadionul Zimbru, unde rudele și prietenii absolvenților au venit să-i susțină. După 6 ani de studii, unii tineri spun că își pregătesc bagajele să plece, așa cum salariile din Moldova sunt mici. Irina Iurcu a venit să depună jurământul de mână cu fetița sa, Sofia, care a împlinit 6 ani, exact atât cât mama ei a învățat la Universitatea de Medicină. A venit cu talismanul meu. Irina își dorește să se realizeze în Moldova și să devină un epidemiolog bun. A fost foarte greu, deoarece am pășit pragul universității cu Sofia în burtică și am avut greutăți zi de zi. Desigur, am întâmpinat cu copilul, dar totuși am demonstrat că pot mai mult și se poate. Copleșit de emoții a fost și Michael Matatov din Israel, care a studiat la noi 5 ani stomatologia, iar acum vrea să revină acasă. Tot mi уже занимаемся с практикой с пациентом с третьего курса, мы как заканчиваем, у нас уже 3 года опыта. Я уже тут работаю, у меня одна клиника устроилась, но мой дом в Израиль, и я должен вернуться домой. Să-l susțină au venit părinții din Israel și mătușa din Canada, care pentru prima dată a vizitat țara noastră. Учёба здесь даётся на высшем уровне. Вопрос, как её принимать?
занимают сами студенты. А знания даются колоссальные, сильные. И не просто учиться на нашем университете. Очень горжусь нашими племянниками, что закончили благополучно. И у меня есть будущая студентка, это моя дочь, и я надеюсь, что я ее тоже отправлю сюда учиться. Și acest tânăr din Israel se vede un stomatolog de succes, așa cum aici au studiat unchiul și fratele său, iar acum sunt specialiști. First of all, it's a reputation. We've heard a lot and many generations have came here, families. Sergiu Calancea, fiind student, a lucrat la centrul COVID de la Moldexpo. Spune că odată ce a decis să devină medic, a intrat în lupta cu pandemia fără să aibă dubii. Inițial, da, era senzația asta de frică, dar este și conștientizarea faptului că trebuie să faci ceva, trebuie ceva să... Ca elev o profesie care mereu trebuie să fii în rândul întâi. S-a implicat în lupta cu pandemia și Nadejda Doroseievici, care de mai bine de un an și jumătate a lucrat pe ambulanță. Fiind vaccinată, iar astfel în siguranță, i-a îmbrățișat pe toți care au venit să o susțină astăzi. Mă simt excepțional, nu încap în mine de emoții. Este una din cele mai frumoase zile din viața mea. Evenimentul a avut loc pentru prima dată pe stadionul Zimbru din Chișinău, așa cum la ceremonie au participat circa 3.000 de persoane, absolvenți și rudele sau prietenii acestora. Universitatea de medicină îi pregătește foarte bine și îi pregătește într-așa un mod că ei, într-adevăr, sunt competitivi, se duc peste hotare. Dar aceasta deja sunt prioritățile autorităților pentru să le caute loc de muncă, ca să le dea salarii decente, să le dea locuri de trai. Astăzi au depus jurământul circa 1.000 de studenți moldoveni și străini. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Elena Javela se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Elena, bună ziua! Valeria, bună ziua! Astăzi la O seară perfectă l-aștept alături de mine pe Alexandru Bordea, care vine să ne vorbească despre parteneriate în afaceri. Descoperim ce are Anișoara Beregoi în garderoba sa și tot astăzi aflăm povestea de viața unei sculptorițe. Nu ratați emisiunea de azi, eu vă aștept la O seară perfectă! De mică vedea lumea în alb-negru, iar mai târziu și-a pierdut vederea definitiv. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, loviturile vieții au continuat. Am avut fata, mi-a decedat la 17 ani. Chiar și așa, femeia nu s-a lăsat bătută. Îi aflăm povestea azi la O seară perfectă. Astăzi Moldova este sub cod galben de ploi cu descărcări electrice, averse puternice și grindină. Avertizarea va fi valabilă până la ora 21. Potrivit meteorologilor, și în weekend vor cădea precipitații în nordul și centrul țării. Maximele vor ajunge până la 27 de grade. Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că în urma ploilor din ultimele zile, 10 de hectare de culturi agricole au fost distruse, cele mai afectate fiind localitățile din Dondușeni, Soroca, Drochia și Căușeni. Rusia a depășit astăzi 12.000 de cazuri de coronavirus, bilanță înregistrată ultima dată în februarie. Situația se înrăutățește la Moscova, unde urmează să fie deschise spitale de campanie. Sankt Petersburg, care găzduiește începând de mâine 4 meciuri în cadrul campionatului european de fotbal, se confruntă de asemenea cu creșterea numărului contaminărilor. În total, 12.505 cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în Rusia, dintre care aproape 6.000 la Moscova, un record din februarie și de la sfârșitul celui de-al doilea val al pandemiei. Primarul Moscovei avertizează că situația se înrăutățește de la o zi la alta. Situația continuă a rămâne dificilă. Noi vedem zi de zi noi vâlci de boli ковидом, расширяется количество больничных коек, которые задействованы. Сегодня их около 10 тысяч уже задействованы под больные ковидом. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы под эту болезнь. Funcționarul dă însă asigurări că nu intenționează să impună carantina.
Autoritățile din Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oraș din Rusia, care găzduiește începând de mâine 4 meciuri în cadrul campionatului european de fotbal, au recunoscut că se confruntă cu o creștere a numărului contaminărilor. Campania de vaccinare însă bate pasul pe loc. Abia 18 milioane de ruși, adică 12% din populație, s-au imunizat până în prezent cu cel puțin o doză de vaccin anticovid. Не доверяю, наверное. Обязательно сделаем. Спутник. Ну вот сейчас задумываюсь. Почему задумываюсь? Ну, планирую поездку за границу. Вот. В дальнейшем, может, поможет. Пока у меня есть антитела, поэтому пока не делаю. Вот. Но в будущем, может быть, сделаю. Președintele Vladimir Putin i-a îndemnat în mai multe rânduri în ultimele zile pe ruși să se vaccineze cât mai rapid. Я еще раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких. Putin are ambiția atingerei unei imunități colective în toamna lui 2021. Чтобы успеть вакцинировать, как там себе планируют чиновники, успеть вакцинировать 60% взрослого населения к осени, нам нужно, там, соответственно, больше 50 миллионов за 2,5 месяца сейчас привить. И для этого необходимо вакцинировать там по 600-650 тысяч человек в сутки. И как бы это в 3-4 раза больше, чем сейчас, причем вот, начиная буквально с сегодняшнего дня. Русия are 4 вакцинуры антиковид, iar Sputnik V a fost autorizat în 66 de țări, mai puțin de Agenția Europeană de Medicamente și Organizația Mondială a Sănătății. Autorizarea preparatului este o chestiune care a stârnit multe polemici. Autoritățile de la Moscova s-au declarat de mai multe ori deranjate de lentoarea EMA, sugerând că UE ar putea să blocheze din motive de rivalitate geopolitică omologarea vaccinului rusesc. Cât despre avizul OMS, Rusia speră într-o validare în următoarele 2 luni. Ucraina nu le va permite cetățenilor străini imunizați cu vaccinul rusesc Sputnik V să intre pe teritoriul său dacă aceștia nu vor prezenta și un test negativ pentru SARS-CoV-2. Potrivit serviciului de frontieră, doar străinii imunizați cu un vaccin aprobat de OMS, fiind vorba de Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Johnson & Johnson și Sinovac, pot intra în Ucraina. În februarie, țara vecină a interzis în mod oficial înregistrarea pe teritoriul său a vaccinurilor rusești împotriva COVID-19. Vremea extremă face ravagii în mai multe părți ale lumii. Incendii majore de vegetație ard de câteva zile pe coasta de vest a Statelor Unite și multe dintre ele au devenit de necontrolat. Arde pădurea și la periferia orașului Ierusalim, în apropierea unor zone locuite. Iar pe continentul australian, unde acum este iarna, furtunile violente și căderile de zăpadă au lăsat în urmă pagube uriașe. Așa arată de câteva zile Arizona, Nevada, Utah și California. Incendiile de pădure din cele 4 state federale americane pârjolesc zone întinse. Întețite de vânturile aprige, flăcările au distrus sute de mii de hectare de vegetație. These wildfires are devastating. The Telegraph and Mescal fires together have already burned over 150,000 acres, an area the same size as Chicago. Numerous communities have evacuated. Homes have been destroyed. People and pets have been forced to leave belongings behind. 70% of wildland fires are human caused. We've had fires start on the side of the road simply by people throwing a cigarette out the window. Un incendiu de pădure face ravagii de câteva zile și în Israel. Pompierii se luptă cu disperare să stingă flăcările care mistuie o pădure de la marginea Ierusalimului. Drumul principal care asigura o legătură între Ierusalim și Tel Aviv a fost blocat, dar și o linie feroviară care leagă cele două orașe israeliene. Incendiile sunt fenomene frecvente în Israel din cauza temperaturilor ridicate. Între timp, în sudul Australiei, furtuni violente au lăsat în urmă pagube uriașe. Copacii smulgi din rădăcini au afectat liniile de înaltă tensiune și aproape 200.000 de case au rămas fără curent electric. Vremea rea care a lovit statul Victoria și capitala sa Melbourne a adus rafale de vânt de aproape 120 de km pe oră, însoțite de ploi torențiale care au inundat drumuri întregi. În schimb, în statul New South Wales, din sud-est, restul țării a nins zdravă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Elena Javelea. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!